Se apropie sezonul rece și odată cu venirea lui vor începe să circule boli precum răcelile, virozele și poate chiar gripele. Acestea din urmă pot fi ocolite prin vaccinare. Statul plătește 50% din valoarea serului pentru românii între 45 și 65 de ani fără boli cronice. Dar nu sunt singurii care beneficiază de reducere. Avem compensare 100% și aici avem, intră în discuție categoria de vârstă, copii cu vârsta egală sau mai mare de 6 luni până la 19 ani, categoria de vârstă 19 ani până la 65 de ani adulți, care se află în următoarele situații: boli, suferă de anumite afecțiuni, boli cardiovasculare, oncologice, autoimune, obezitate, neurologice, etc. HPV este un virus care generează boli cum ar fi cancerul la sân, cancerul de col uterin sau cervical. Femeile între 19 și 45 de ani se vor putea vaccina împotriva papilomavirus plătind doar jumătate, pentru fetele între 11 și 19 ani fiind gratuit. Și lista de compensări continuă. O să găsim și vaccinarea împotriva infecției pneumococice pentru categoriile eligibile cu vârsta cuprinsă de pacienți care au vârsta între mai mare de 19 ani, născuți înainte de 1.10.2017, și pentru persoane cu vârsta mai mare de 19 ani și mai mică de 65 de ani, aflate în următoarele situații: persoane cu care suferă de infecție HIV-SIDA, boli respiratorii cronice, boli renale cronice, implant coclear, terapie imunosupresoare, transplant, drenaj ventricular extrem, diabet zaharat, boli cardiovasculare, leucemii, limfoame. Ordinul Ministerului Sănătății cuprinde și alte vaccinuri care pot fi accesate gratuit sau compensat de către populație. Prevederile acestuia au intrat deja în vigoare de la începutul lunii octombrie.